onorată asistență, doamnelor și domnilor, are loc ceremonia ambasadorii turismului românesc. Domnul ministru Jeanu este invitat. Domnule prim-ministru, doamnă ministru, domnule ministru, domnilor și domnilor ambasadori, sunt onorat că astăzi la Guvernul României să mânăm titlurile de ambasador onorifici unor tineri care reprezintă România într-un mod atât de performant și cu atâta succes. Titlul de ambasador onorific merge către 6 tineri români care reprezintă reperele unei generații întregi, fiecare dintre aceștia având performanțe remarcabile în domeniul în care activează. Aș începe cu Simona Halep. Pentru mine declarația conform căreia este un produs 100% românesc sau ca urmare a semifinalei de la Wimbledon a spus că abia așteaptă să revină acasă. Sunt declarații extrem de importante și de măgulitoare. Horia Tecău și Mihai Covaliu, doi importanți campioni în domeniile din care provin. Ionuț Budișteanu, premiat astăzi pentru tot ceea ce înseamnă inventică, inteligență și creativitate. Alexandru Tomescu, un virtuos de excepție, dar și Anina Ciuciu, o tânără studentă la Sorbona, care reprezintă cu mândrie etnia romă, dar și România în general. În edițiile precedente, două la număr, am premiat 19 personalități din diverse domenii de activitate, fiecare dintre domenii fiind în relație cu cele 6 produse turistice pe care România le promovează. E vorba de turismul rural, turismul cultural, turismul balnear, city break, turism activ și turismul în natură. Ambasadorii onorifici, atât cei care sunt premiați astăzi, cât și cei care au fost premiați, vor fi implicați într-o serie de evenimente de promovare a României în interiorul țării, cât și la extern. E vorba de o caravană europeană de promovare a brandului turistic al României. E vorba de o serie de evenimente care vor avea loc anul viitor la Expo Milano 2015, precum și o serie de târguri interne și internaționale sau alte evenimente la care ministerul nostru este partener. De ce ambasadorii tineri pe care îi aveți astăzi în față? Pentru că mizăm pe o schimbare de paradigmă în ceea ce privește turismul în România, ne concentrăm pe dezvoltarea turismului de tineret și datele Organizației Mondiale a Turismului arată o creștere substanțială în rândul tinerilor ca turiști. Peste o treime din tinerii la nivel mondial sunt turiști. România va fi prima țară din lume care va lansa în toamnă un cluster de turism în domeniul tineretului și credem noi că o poziționare a României în ceea ce înseamnă turismul de tineret este binevenită. După cum vedeți și eu ca exemplu unui ministru tânăr, la guvern e o echipă de oameni tineri. Cred că împreună putem avea o relație apropiată, putem acționa ca și prieteni și cu siguranță vom avea succes. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați dat curs acestei invitații și declar încă o dată că sunt onorat de acest fapt. Mulțumesc mult. Domnule prim-ministru, prima cuvinte. Eu le spun doar bine au venit la sediul Guvernului, să le spun doar că suntem extrem de mândri de tot ceea ce au făcut și cu siguranță vor face în continuare. Am avut ocazia, nu doar ca pasionat de sport, dar și pe ceilalți să-i cunosc acolo unde cu adevărat fac cinste României. Cred că e un mesaj extraordinar pe care îl dau oamenilor tineri din România, că poți să ai succes și poți să nu uiți țara din care provii și poți chiar să te mândrești cu ea. Eu cred că pentru toți românii, oricare dintre cei 6 noi ambasadori reprezintă un model extraordinar,
dacă aș reuși să-i conving să vină toți 6 miniștri în guvern, aș face-o cu siguranță. Poate după ce se opresc din cariera actuală, pentru mine e o mare mândrie că am reușit să conving oameni totuși tineri, începând cu Gabriela Sabo, Florin Jeanu, Ioana Petrescu, Răzvan Nicolescu, oameni care au avut performanță în alte domenii decât cel politic, să fie și reprezentanții ai guvernului și ai statului român. Cred că, așa cum au făcut-o până acum și în continuare, ei sunt, de fapt, ambasadorii cei mai buni ai României. Și pentru mine este o mare, mare plăcere și onoare să știu că sunt reprezentat de oricare din cei 6 ambasadori. Repet, cu unii am avut ocazia să-i întâlnesc, fie ca să-i felicit pentru rezultate. Știu că avem o bursă cu numele lui Ionuț. Mihai a fost aici cu fetele campioane europene. Simona m-a convins că o să avem în România un turneu și acum primul lucru ăsta am întrebat-o să-mi spună că joacă. Că din păcate Sorana e accidentată, dar pe ea vrea să o vadă toată lumea. Am înțeles că s-a închis casa de bilete la Bucharest Open și mă bucur foarte tare. Horia i-am ținut pumnii la toate turnele și sunt convins că ne va face cinste în continuare la dublu, iar Anina este cea care a dovedit că pot să fii absolvent de drept la Sorbona fără să fii neapărat francez sau să fii neapărat dintre ai lor, să fii român și să poți să faci lucrul ăsta cu mare cinste și cu mare bucurie. Eu vreau să le mulțumesc încă o dată că au acceptat acest titlu de ambasador al României și să spun că îmi doresc foarte mult toți tinerii și toți copiii din România să aibă pe ei 6 ca model. Încă o dată mulțumesc și felicitări tuturor! Da. Domnul ministru? Domnul ministru Jeanu, da. Hai să cine e cel mai curajos? Doamna Simona Halep, domnișoara Simona Halep. Eu cea mai curajoasă. Îi trebuie. Bună ziua tuturor! În primul rând vreau să mulțumesc României, tuturor românilor, pentru acest titlu. Sunt foarte onorată și e o bucurie enormă pentru mine. Așa cum am repetat de multe ori, sunt un produs 100% românesc în sport și mă bucură treaba aceasta. O să rămân în România întotdeauna și o să dau tot ce pot pe teren ca să aduc bucurii românilor. Vreau să mulțumesc tuturor pentru această bucurie de a fi ambasador al turismului. Este o onoare și vă aștept, bineînțeles, la turneul de la București, primul în țara noastră. O să joc cât pot eu de bine ca să ajung în fazele finale. Mulțumesc mult și numai bine! Domnișoara Nina Ciuciu. Bună ziua tuturor! În primul rând aș dori să-i mulțumesc domnului prim-ministru pentru încrederea
care mi-a demonstrat, în primul rând, prin numirea de a fi consilier onorific pe problematica romă din aprilie și pentru acest titlu de ambasador cu care o să mă mândresc foarte mult și care mă onorează, în primul rând pentru că voi încerca cu acel titlu să fac într-adevăr o imagine și să dau o imagine cât se poate mai bună și mai aproape de realitate, de ce este și de ce înseamnă a fi român, dar ce înseamnă a fi și rom, pentru că titlul cărții mele era Mândră să fiu romă, dar titlul care l-am dorit eu era să fie Mândru să fiu și romă, pentru că în același timp mă consider absolut româncă, francezaică și romă. Vă mulțumesc foarte mult și încă o dată sunt foarte onorată. Domnul Mihai Covaliu. Domnule prim-ministru, doamnelor și domnilor miniștri, vă mulțumim foarte mult pentru această onoare, înseamnă foarte mult pentru noi, este o mare responsabilitate și eu cred că așa cum ne-am achitat de ceea ce înseamnă a reprezenta România în lume, așa vom face și de acum înainte, atât în domeniile pe care noi le din care provenim, cât și în tot ceea ce facem în fiecare zi aici în țara noastră. Ne-am câștigat respectul celor din afară, partenerilor noștri de competiție și eu cred că este un lucru foarte important acest fapt. Vă mulțumim frumos! Domnul Ionuț Budișteanu. Vă mulțumesc frumos pentru că mă cer scuze pentru emoții. Vă mulțumesc frumos pentru că m-ați susținut în toată această perioadă și pentru această distincție. Este foarte important să primim sprijinul din partea românilor pentru că există anumite probleme pentru a participa la competițiile internaționale. La începutul drumului este foarte dificil, dar cel mai important este încrederea. Această distincție nu reprezintă o diplomă sau acest simplu pașaport, reprezintă încrederea pe care Guvernul României ne-a dat-o. Este în afară de titlu de ambasadorul turismului românesc, consider că România este o țară foarte bine dezvoltată din punct de vedere al turismului, din cauza că în ultimii 15 ani s-a investit foarte mulți bani și foarte mult efort pentru a se dezvolta acest sector. Există peste 1.700.000 de străini care vizitează România. Toți acești străini descoperă România pentru prima dată, pentru că de acum am început să învățăm să ne vindem pe noi înșine, pentru că avem o țară foarte frumoasă, dar n-am știut să le arătăm străinilor. Trebuie să descoperim și noi că avem Transfăgărășanul, că avem un litoral românesc foarte frumos, avem mănăstirile din Moldova și, de ce nu, Delta Dunării, care este aproape ceva unic în Europa. Vă mulțumesc frumos încă o dată pentru această distincție și sper să reușesc să reprezint România mai departe în domeniul de informatică și în ceea ce realizez eu. Vă mulțumesc frumos! Domnul Alexandru Tomescu. Domnule prim-ministru, onorați membri ai Guvernului, onorată asistență, este o onoare neașteptată pentru mine, cea de a primi această distincție, acest pașaport negru diplomatic. Sincer să fiu, nici nu mi-am imaginat că o să am vreodată așa ceva. Ce să vă spun, nu pot decât să promit că voi face așa cum am făcut și până acum, fiindcă această distincție înseamnă că ce am făcut până acum era bine, a fost bine. În sensul de a duce mesajul acesta al României peste tot în lume, nu știu cât de conștienți suntem noi că, din punct de vedere din punct de vedere cultural, putem sta alături de oricine vrem noi, pe orice scenă din lume, fără nici cel mai mic, fără nici cea mai mică stânjeneală. Turismul cultural cred că ar putea prinde contur mult mai bine în România în ziua de astăzi
Și sper să contribui și eu la acest lucru. Deja în turnele pe care le-am făcut eu în ultimii 7 ani din România, deja un turism cultural la nivel național se petrece. Sper că acum, dispunând de această titulatură de ambasador al turismului românesc, să pot face încă mult mai mult și mult mai bine. Vă mulțumesc pentru încredere. Domnul Horea Tecău. Bună ziua, domnule ministru, membri ai guvernului. Vă mulțumesc foarte mult pentru această onoare. Acest act mă va ajuta foarte mult în călătoriile mele, pentru că îmi doresc să joc încă mulți ani de acum înainte și mă va ajuta să călătoresc mult mai ușor. Sper să mă pregătesc mai bine pentru competițiile mele. Despre promovarea turismului și României în general, vreau să le mulțumesc în primul rând familiei mele și antrenorilor, profesorilor pe care i-am avut, pentru că familia mea, când eram mic, m-a plimbat prin toată România. M-a dus în vacanțe la Brașov, la Cheia, la Bran, în Delta, m-a plimbat peste tot și astfel am cunoscut România. Și acum când călătoresc și îmi promovez țara, chiar o fac cu sinceritate, pentru că am văzut toate locurile acestea și cred că e cel mai important să le cunoști tu înaintea celorlalți. Vă mulțumesc încă o dată și prin activitatea mea internațională sper să promovez România și turismul românesc așa cum am făcut-o până acum. Mulțumesc! Da, o poză de familie, da.